Bine v-a prieteni! Marșul Secuilor. Cam fiecare an. La da, cereri de autonomie. Cam fiecare an. Răspunsul din ce în ce mai cu voce scăzută al celorlalți. Da, adică intrăm într-o anumită normalitate. Și aici n-aș vrea să creadă nici partea asta care împotriva celor de autonomie că pun în derizoriu subiectul și n-aș vrea nici să creadă secuii, de exemplu, adică ce, acei secui, uite, mă refer la cei 2000 de oameni care au mărșăluit la marșul secuilor, de ziua libertății secuilor, că se pune subiectul de dizoriu. Doar că se intră într-o anumită obișnuință, într-o anumită rutină și atenție, cu sau fără autonomie, până la urmă începe să fie, nu știu cum să-i zic, o anumită normalizare a acestor cereri. De ce zic asta? V-am spus nu ca să bag în derizori o parte și alta sau alta. Ideea este că la început au fost niște, niște reacții incredibile și de partea celor care nu-i așa, România mare, vechile hotare, etc., etc., dar și de partea cealaltă a celor care mergeau la, la marșul secuilor, totul era contondent. Acum, deja, se fac chestiunile astea cumva mult mai civilizat. Și o să spuneți, cum doamne civiliza că nu este autonomie? O să-mi spună mie unul dintre participanții la marș. Altul, din partea asta, la altul o să spună, cum doamne civiliza la cum să cere autonomie? Lucrurile sunt mult mai simple, de fapt. Știi? Uh, și aici fiecare, mai întâi, hai să luăm greșelile. Partea celor care merg la, uh, la marșul secuilor. Absolut democratic, oricine poate să participe la acest marș, dar ne-am câștigat libertatea de a cere ceva, de a protesta, de a o grămadă de libertăți. Ok. Însă greșeala fundamentală este că atunci când vii cu sub, asupra de măsură, chiar dacă, sigur că da, ceea ce cere un secui participant la marș, există în țările europene. Nu contravine articolului 1 din Constituție, să ne înțelegem. Totul este o chestiune de administrare a teritoriului, a finanțelor, a resurselor, a oportunităților, atitudinilor, provocărilor, etc. Da? Doar că atunci când spui prea bubuitor, cuvinte care nu s-au explicat, nu există un dex, din păcate, în România, pe teritoriul României, nici pentru români, nici pentru ceilalți, care se explice pur și simplu ce e autonomie? Că până la urmă autogospodărire, da? Însă atunci când vii și spui doar despre autonomia ținutului secuiesc, teritorială sau neteritorială, deja a intrat într-un fel de uh, izolare, te autoizolat. De ce? Sigur, comunitatea, prima dată se gândește la comunitate, este normal. Nu vreau să... să, să uh, Mă contrazic la faza asta. Însă, va trebui să ții seama, nu de sensibilități, că de sensibilități suntem sensibili de. nu mai putem, da? Însă, trebuie să ții seama de faptul că, ok, am șanse de izbândă. Eu tot zic de ani de zile, băi, regionalizarea în România se poate face doar la nivelul tuturor regiunilor. Preferabil da? a regiunilor istorice. De ce? Ai identitate, ai istorie, ai o mulțime de avantaje pe care le poți pune în motorul ăsta numit economie și poți face din identitate, din istorie, din asta, o grămadă de lucruri rentabile. Să treci mai bine, până la urmă. Bun? Când vii să cer doar autonomia țintului secuien sau autonomia, nu știu, Dobrogei sau autonomia nu știu care, lumea se sperie pentru că oricum nu înțelege, asta să ne fie clar, da? Nu s-a explicat, așa cum am spus, timp de 30 de ani ce e aia. Chiar dacă există o lege, s-a existat 215 pe 2001, în care se vorbea despre principiile autonomiei, sigur, locale. Dar așa cu o jumătate de gură, băi, să nu afle lumea că vorbim de autonomie. Da? Chiar dacă există o lege 151 pe 98 da? a regiunilor, și aia, cu o jumătate de gură, băi, să nu afle lumea că avem regiuni. Chiar de de dezvoltare și, de fapt, n-au nicio importanță că niște ONG-uri. Și am văzut asta inclusiv la nivelul unor comentatori care apar la televizor. Și, domnule cum ai că împotriva autonomiei locale va trebui să ne ridicăm, să apărăm țara? Bă, tată, din 2001 există legea. Cum se poate să ceară cineva regiul? Dar nu se poate. Uite, articolul din Constituție. Băiatule, din 98 există. Da, regiuni prost făcute, tâmpit făcute, dar există. Ori aici deja, dacă aș fi secui, dacă aș fi un organizator al acelor marșuri sau aș, aș ține un discurs ca, nu știu, președinte al asociației care face acel marș al secuilor, aș ține seama de lucrurile astea. Spunând, hai, fraților, să începem odată o dezbatere unde Începe autonomia, unde trebuie să termine autonomia? Că nimeni nu are chef de separatisme, în primul rând. Da? Nimeni nu are chef nici de, uh, nici de centralisme, în primul rând. În al doilea rând. Da? Adică, ce să separi? Că ești în Europeană. Mai mult de atât, nu poate să-ți ofere uh, uh, istoria în momentul ăsta. Un european. Păi, da, mai mare libertate decât să iau avionul să mă duc până la Paris și de acolo să iau un tren să mă duc până la Eindhoven. Și de la Eindhoven mă duc cu același bilet, da, până în Belgia, dacă vreau să vizitez, nu știu, Liege sau Bruges. Am avut o dată mai mare libertate. Adică ar trebui să gândim un pic uh, cu deschis. Societatea este deschisă și noi va trebui să, de, să ținem seama de asta. Mă duc în partea asta. altă. Românul care se uită, au marșul securilor, vor ăștia autonomie, ăștia vor să facă stat în stat, etc. Toate prostiile care se spun despre uh, uh, secuii care își doresc autonomie. Și eu îmi doresc autonomie, să fie foarte clar. Autonomia regiunilor istorice, uh, cu acele regiuni, cu statut special, exact cum există în statul un unitar, uh, național, italian, da? cu o regiune cu statut special în delta Dunării, cu specificități de mediu, una în secuime, cu specificități culturale și una în Valea Jiului, pe care o poți recupera prin reinserție profesională și, sau uh, uh, turism, politici de turism. Dar asta e altă discuție. Dar vine românașul, l-ați văzut pe militerul de la Craiova, domnule, nu suntem noi de vină, că uite ce-a făcut ea la Ipșitrăznea. Militelul, mai bine taci că ești mitită la istorie, nu știi ce au făcut uh, și ăștia alți care vorbeau românește la Târcaia sau uh, mai studiați un pic accente sever și o să vezi că nu stăm așa de bine sau că proștii au fost peste tot. În război, fiecare și apără ce are de apărat, pe de o parte sunt eroi, pe de altă parte sunt criminali. Asta este istoria, nu ne apucăm noi acum de desfăcut morminte și cruci. Bun, însă vine partea asta o anumită parte, ca să zic a Iliescu, a românii, domne, ce vor ăștia, incredibil, se la noi în țară, nu pot cumpăra o frazelă, în ținutul se cuiesc, numai trebuie să vă sungurește, săracii români de acolo, care, uite, au plecat după 89, paranteză, nimeni nu spune că au fost dus cu cu forța când se făceau acele, terminai facultatea și îți dădea repartiție. Da, și dacă erai din Moldova sau Altenia, puf, o grămadă aterizau în ținutul secuiesc. Culturi diferite, oricum, fiecare își dorea să meargă cât Către casă, da? mai aproape de casă, și atunci, după 89, când s-a putut, fi, o pleca lumea care o mai a vrut. Da? Deci, n-au fost, vai, am fost alungat sau n-am fost alungat. Or fi fost și de alea, dar mult mai puține decât vreau și o să mă duc uh, lângă orașul meu. Bun. Bun. Vin, vine partea românească, mă rog, o anumită parte. Doamne, dar ce vor cui, Dar ce vor asta? că noi dăm atâtea drepturi. Nu există țară în lume care să dea atâtea drepturi uh, ungurilor cum au. Uite, domnule, că la guvernare și ce fac și ce drec. Băieți, nu-i chiar așa. Nu suntem decât în capul nostru uh, o țară care respectă uh, cu de toate uh, minoritățile. Noi avem impresia că dacă uh, UDMR este la guvernare, nimeni nu-i ca noi. Să știți că foarte multe formațiuni etnice sunt la guvernare în alte țări. Dar asta, asta e o chestie de statistică electorală, nu e o chestie de drept. Dacă am 5%, poate să fie și tătari. Uniunea tătarilor din România, dacă ar avea 5%, ar intra acolo. Și, bineînțeles, un partid mare care are nevoie de balama, da? de, 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 suport parlamentar, domnule, hai și tu, că aici, că cu 5%, cu redistribuirea ai 7%, uite că poți să-mi duc guvernarea până la capăt, cu stânga, cu dreapta. Bun. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ungurii ar vorbi acum și vorbesc de ungurii din România de autoguvernare, ar sări toată lumea, probabil politică, șapte metri pe tavan. Vezi, românii din Ungaria au autoguvernare. Mai spun o dată și mai spun o dată și mai spun o dată. Steagul României, nici măcar al românimii din Ungaria. Steagul României ăsta național, cu roșu, galben și albastru, acolo unde trăiesc românii în Ungaria, este pus pe clădiri oficiale, inclusiv pe primării. Deci, gândiți-vă ce ar însemna să, să vină, nu știu, uh, antal de la Sfântul Gheorghe primarul să spună, domnule, aș vrea să pun pe primăria de la Sfântul Gheorghe drapelul Ungariei. Ha, cred că ar turba toată lumea. Adică, cumva mai trebuie să, știi, fiecare trebuie să lasă nasul un pic jos. Uh, au venit acum, da, cu meciul cu șepșii. Niște, niște scandări îngrozitoare. Urât. Sportul este despre altceva decât despre etnie, despre... Uh, despre scandal. Bun. Vine ce asta, LPF-ul sau Federația sau cine o fi să se rejoace meciul. În orice țară civilizată pierdeai meciul cu 3 la 0 și mai și stăteai nu știu câte etape fără spectatori. Pentru că rasismul, xenofobia, toate astea, cum să zic, sunt urâte. Înțelegi? Societățile civilizate nu le mai tolerează. La noi să se rejoace meciul. Ok? Gândește-te... Știi, întotdeauna când aud chestii de genul ăsta, mă gândesc la Beloni. Uite, vezi, Beloni am primit ieri 70 de ani. Este omul ăla care a antrenat România, care jucat cu România, care a, a, făcut o mulțime de lucruri pentru național României, inclusiv bătând la Budapesta, Ungaria. Da, luați Beloni. Care vine și întotdeauna mă gândesc la, la ce zicea el. Uite, și pun... Adică citesc mai bine. Nu mai pun pe ecran, nu mai montez. Zice Lozi Belănii, eu sunt ungur, vă întreb și care e vina noastră? E o lipsă de educație totală, una deosebit de dureroasă. Prietenul meu cel mai bun e un român pe care nu concep să nu-l vizitez atunci când mă duc acasă la Târgu Mureș. Și cum ar fi ca la un meci el să sară și să scandeze afară, afară cu ungurii din țară? E o dobitocie atât de mare. Pur și simplu, așa ceva este peste puterea mea de înțelegere. Nu vreau să accept că nivelul cultural din România a ajuns atât de jos. Și credeți-mă, aș spune la fel dacă ar exista scandări similare împotriva românilor în Bulgaria sau în Ungaria. Adică, până la urmă, cum să zic, în momentul în care ești foarte jos cultural, îți permiți nemernicii. În momentul în care gândești deschis, Gândești totuși că, băi, Europa asta, așa, cu toate neîmplinirile astea, este totuși o splendoare istorică. Da? V-am spus, mergem acum, vrem să mergem până la Valencia? Mergem până la Valencia. Vrem să mergem la Budapesta, să mâncăm un lagur sau să mâncăm, nu știu, salată Budapesta? Am plecat la Budapesta. La Viena? Mergem la Viena. V-am spus, am, am un prieten în Arad, primul lucru care l-a făcut în decembrie 89, atunci când încă se trăgea, a fost să ja de Dacie, nu știa el că e hârb, și o plecat până la Viena ca să bea o cafea. O zis, băi, dintr-o dată m-am deschis, parcă m-am, -am, mi s-a luat carnea de pe mine și am fost așa ca un fel de blană de urs. M-am deschis că mi-am dat seama că, în sfârșit, am libertatea libertatea pe care încă nu o conștientizasem, nu o, nu o uh, definisem interior. Pentru mine libertatea a fost atunci să... Dar tot văzut eu că tot primeam de la mătușa niște pachetele aia de vineri, cafe. M-am dus și am băut o cafea la Viena. Și cu cine ți-o dus? Cu nevasta unguraică, și nimeni nu și-a pus problema că tu ești de o parte, tu ești de alta, ăsta ortodox, ea reformată. A fost o bucurie și eu zic, bă, am stat două zile acolo că ne-am luat hotel, să stăm la hotel, deși aveam mătușa acolo, dar am vrut să stăm la hotel, să fim noi ca și cum am fi turiști și am fi venit așa, ca așa vrut noi, nu că s-a întâmplat un lucru extraordinar. Nu, e o chestie obișnuită să vii la Viena din Arad să-ți să, bei, să bei cafeaua. Adică omul simțea prin fiecare sevă sau redefinea sau definea în sfârșit libertatea. Băieți, asta e libertatea. Să mă duc în secuime și acolo, uite o de câte ori mă duc, sunt încântat. Acolo e curățenie. Lumea spune, vai ce sărăcie în secuime. Băieți, nu e chiar așa. Să nu comparăm tot timpul cu Clujul sau cu Brașovul sau cu, sau cu Sibiu sau cu Bucureștiu. Mă comparați un pic cu alte județe mai la sus sau mai la est sau mai în nord și o să vedeți că, bă, dar păi chiar se trăiește bine. Serviciile sunt peste medie, oare de ce? Da? Adică, hai să vedem fiecare ce poate da lui alt. Ok, autonomie. Eu sunt de acord cu autonomia. Vrei să o ceri? Fă un proiect de lege. Mai fă un proiect de lege. Dar degeaba îl faci dacă îl faci doar pentru ținutul secuiesc. Pentru că știi foarte bine că nu se aprobă. Ok? Da. Trebuie să-l faci pentru toată țara. Bun. Uh, tu vrei stat central, centralist, hipercentralist, de partea altă Ok. Arată-mi și mie care sunt avantajele statului centralist față de cel, uh, nu știu, descentralizat. Și dacă poți să-mi explici chestia asta, tu ăla care zici, ungurii, ungurii, vor să-i ardealul, arată-mi și mie oare cum s-a întâmplat că România tot pe ultimul loc este. Și nu de acum. Oare ce ar fi trebuit să facă Brătianu în, după 918? Oare cum ar fi trebuit să ne comportăm unii cu alții? Să ne înțelegem, nu unii sunt moști și alții sunt sfinți, da? Cum ar fi trebuit să ne înțelegem? Oare înțelegem că toate culturile sunt egale, nu doar în Ardea, ci și în toată lumea? Înțelegem că până la urmă, dacă ai fundament cultural, poți într-adevăr să vezi plendoarea istoriei? Și înțelegem că atunci când nu ai nici măcar atâtica temelie culturală, indiferent unde ai fi, o să fii rupt și, și, prăbușit în propriile frustrări. Despre asta este vorba. Se poate spune și în românește, se poate spune și în ungurește. Așa, dacă tot a fost marșul și dacă tot au fost reacțiile astea de la tăfelul de mititei din fotbal, Ok? Măcar să povestim. Că oricum, dacă n-aș fi povestit, s-ar fi întâmplat așa. Sigur că n-ai văzut? Bă, nu zice nimic de unguri. Acum, dacă am povestit-o, s-ar alții. Bă, asta devine suspect. Nu le-o dat în gură la unguri. Alții, pe ungurește, probabil să spună, domnule, dar păi, n-ai zis, uh, cum, dar trea să, trea să dai în tot, să-i acolo, să-i pe, să pe toți. Nu, băieți. Eu mă bucur că pot să spun bună ziua, n-o Pot, Guten Tag, într-un ardeal normal care înțelege lucrurile astea. Ardealul normal înțelege că și bună ziua, și eu nu pot și cu tag și mai știu ce fui pe acolo, da? Sunt egale. Ăilalți care încă nu înțeleg, Nu, acum nu pentru toată lumea secolul 21. Să aveți sănătate și cât o mai rămas din duminica asta, că mâine e luni și fa mai cresc o dată.